Furturile din gospodării nu par a fi luate în serios de către autorități, iar fermierii rămân de cele mai multe ori păgubiți și fără speranță. Acesta este și cazul lui Vili Schuster din localitatea sibiană Moșna, unul dintre puținii sași care au rămas în satele din România. A locuit și în străinătate, dar s-a întors acasă și și-a transformat casa și terenul pe care îl lucrează într-un model de gospodărie țărănească. Se documentează permanent și pune în practică cele mai noi metode ecologice pentru cultura plantelor. În ultimii ani, acesta a investit în mai multe culturi de nișă, printre care și cea de trandafir pentru dulceață. Pentru a-și proteja plantația, deja celebrul producător a investit într-un gard electric menit să țină la distanță atât animalele cât și răufăcătorii. Numai că, la câteva luni după ce a montat gardul, s-a trezit că, de fapt, tocmai acesta a trezit interesul hoților. În prima fază, lui Vili și s-au furat stâlpișorii de la gardul electric pentru ca, la câteva săptămâni, în distanță, hoții să reușească să sustragă întregul sistem de limitare a suprafeței agricole. Aparatul nostru de gard electric, compus din baterie electrică, pulsator, panou solar, carcasă portabilă și fire cu cleme pentru pământare și impuls electric, a fost furat azi chiar din spatele grădinii de lângă plantația de trandafiri biomoșna. Valoarea lui este de 2100 de lei. Marea supărare a Ardeleanului este că, deși locuiește într-o comunitate restrânsă în care ar fi ușor de depistat cine a furat gardul, autorităților puțin le pase de prinderea hoților. Vă întreb ce să fac. Am încercat să sun pe șefa postului de poliție Moșna, dar nu mi-a răspuns. Să sun la 112, tot eu am mai multă bătaie de cap pe urmă. În urmă cu câteva săptămâni când mi s-au furat stâlpișorii de la același gard electric, în afară de o grămadă de scris și dovezi de proprietate cerute, nu mi s-a dat mare speranță. Din potrivă, ofițerul de la criminalistică încerca să bagatelizeze paguba Mea. Pățania lui Willy Schuster nu este cu siguranță singulară, sunt nenumărate satele unde furtișagurile sunt la ordinea zilei, de la sisteme de irigat care dispar peste noapte la unelte agricole și, în acest caz, gardul electric, aceste pagube rămân fapte cu autor necunoscut cu care nimeni nu își bate capul. Așa că ce să facă țăranul român să își plătească badigard pentru a-și păzi grada? și, dacă da, atunci polițiștii din sate și comune, pentru ce își mai iau salariile și sporurile?